Sfărăitul este zgomotul produs în momentul respirației când căile aeriene sunt obstrucționate, iar fluxul de aer care circulă între nas, gură și plămâni este perturbat. În anumite cazuri, sfărăitul poate să fie semnul unei probleme de sănătate care necesită măsuri de tratament. Foarte multă lume sfărăie din când în când. Se estimează că aproape 3 din 10 persoane adulte sfărăie, dar pentru unele persoane sfărăitul poate să fie o problemă cronică. Problema sfărăitului se întâlnește și mai frecvent odată cu înaintarea în vârstă, aproximativ jumătate dintre persoanele de peste 60 de ani confruntându-se cu această problemă. Sfărăitul apare atunci când mușchii limbii, ai palatului și ai gâtului se relaxează și restricționează fluxul de aer. Bărbații sunt de două ori mai predispuși la sfărăit decât femeile, iar cauzele pot fi multiple. Alergie, o răceală sau chiar forma caracteristică a gâtului. Greutatea poate juca de asemenea un rol important. Aerul excesiv de uscat sau umed poate agrava sfărăitul, la fel ca și somnul la altitudini mari. Dormitul pe spate sau consumul de alcool înainte de culcare tinde să înrăutățească sfărăitul, deoarece relaxează și mai mult mușchii și permite limbii să închidă gâtul și să restricționeze aerul. Un studiu israelian a constatat faptul că aproximativ jumătate dintre cei care sfărăiau și sufereau de apnee în somn au încetat să mai sfărăie atunci când și-au schimbat poziția. Există perne care vă ajută să dormiți pe o parte și cămăși care cauzează disconfort atunci când vă întoarceți pe spate. Pentru cei care se pricep la bricolaj, puteți încerca să coaseți mingi de tenis în spatele cămășii de dormit. Una dintre cele mai frecvente cauze ale sfărăitului este alunecarea limbii înapoi în gât. Cel mai simplu mod de a preveni acest lucru este o serie de exerciții zilnice cu limba. Există de asemenea un flux constant de dispozitive antisfărăit pe care le puteți cumpăra online, majoritatea dintre ele fiind complet inutile. Curele pentru bărbie, clipsuri și benzi pentru nas, dilatatoare de nări, feriți-vă de ele, spune doctorul Chang, nu funcționează pentru toată lumea. Un umidificator vă poate ajuta să dormiți mai bine prin hidratarea nasului și a gâtului, adăugat el, dar probabil că nu vă poate opri sfărăitul.